Wow. Viața cu lui. Politica generează comportări ciudate. Cum să ajungi un președinte? Nu știam eu ce înseamnă a genera, dar știam că de câte ori trebuiau să aleagă președintele clasei, copiii se purtau ciudat. Chiar și eu. Dacă aș fi un Robin Hood, aș lua gogoșile de la cei care le fac și le-aș da celor care le mănâncă. Așa ca mine! Bravo! Nu știam că aveau gogoși pe vremea lui Robin Hood. Ai făcut un comentariu interesant, lui. Wow! E peste tot! Nu uitați! Cei care vor să candideze pentru președintele clasei trebuie să se înscrie astăzi. E 3:32 după masa. Mi-au mai rămas exact 12.496 de secunde ca să mă hotărăsc. Doar nu vorbesc serios. Niciun membru al clubului de șah n-a mai participat vreodată la alegeri. E imposibil să gândim analitic. Îți explic eu în trei cuvinte. Ești un Melvin, fără supărare. Asta spun și eu. Noi știm cel mai bine de ce are nevoie școala. Și a sosit timpul ca unul dintre noi să pune piciorul în prag și să... Ei, unde s-au dus cu toții? Mary, poți să-ți duc cărțile? Sigur! Mulțumesc, domnule președinte! Gata, candidez pentru președinție! Din cauza asta? Îi duce cărțile! Păi nu tocmai... M-am hotărât și tu ai să mă ajuți? Ba deloc! Trebuie să te ocupi de campanie electorală! De ce eu? Ești un om al maselor, înțelegi pe cei mărunți! Mulțumesc! Mi-a stricat recordul de lipsă de interes pentru activitățile școlare. Îmi pare rău, lui. Înseamnă că va trebui să fac publică asta. Hei, nu-i cinstit. Îi arătam lui Tommy cum să și le pună. Mulțumesc, știam că o să te răzgândești. Ia aici, candidez pentru președinție. Grozav, îi arăt eu lui. Ce tot spune? Iată concurența. Ești împotriva lui Tadlă? Și el se ocupă de campania mea. Hei, stai puțin. Bine. Și eu mă ocup de Tadlă. Haide, Jenny, să plecăm de aici. O să fie grozav. Glumești? De asta nu mă amestec în activitățile școlare. Hei, tată, poți să te întreb ceva? Întreabă-mă, dar să nu mă deranjezi. Unde-i talcul de bowling cu noroc? Care noroc? N-ai câștigat niciodată. Lasă asta. Caută sub scaun. Tata, cum se face campanie electorală? Interesantă întrebare. Ce campanie? Pentru președintele clasei. Sunt director de campanie. Director? S-ar putea să fie în bucătărie. Nu-i aici. Ne-și-ar fi talcul în cutia de pâine. Caută în frigider și dăm o bere cu ocazia asta. N-am vrut să fac asta. Am fost convins. Îți dai seama că vei lua parte la cea mai venerată tradiție americană? Umilirea publică? Mă refer la politică, democrație, dreptul la vot, chestiile care ne separă de comuniști. Băiete, nu știu dacă ai înțeles. De cine? Lui, pentru asta am mers la război eroi ca mine. Credeam că ai fost recrutat. Asta n-are importanță. Părerea mea e că tatăl tău vrea să spună că a luptat pentru ca toți să trăim în libertate. Libertatea de a vota și de a-ți putea face publice opiniile. A văzut cineva calcul meu? Bine, înțeleg cum se votează. Dar eu sunt director de campanie. Ce trebuie să fac? Dacă ar fi după mine, eu aș face pancarte electorale. Bună idee. Și ce să scriu pe ele? Păi, cum îl cheamă pe candidatul tău? Grunwald. Grunwald! Nu. Andy? Să vedem un slogan. Ce zici de asta? Michael Grunwald, dacă vă cunoașteți interesul, votați-l pe celălalt. Știu. Ce zici de... Îmi place Mike. Mulțumesc, mamă, e perfect. Nu poți folosi asta. E sloganul generalului Eisenhower. Da, știu, dracă, da. Da, dar mai întâi trebuie să lupte în război, după aia să fure sloganul lui Ike. Hei, tată, asta căutai? Îmi pare rău, dar s-a terminat. Asta seara e finala. Nu pot să joc fără talcul meu norocos. Nici altfel nu pot. Te-am auzit. Poftim, Mandy.
Mulțumesc, dragă. Mă duc la bowling, nu la brutărie. Anul ăsta o să câștigăm. Avem un as în mânecă. El trebuie să fie. Hei, buștule, bate palma. Atenție, e mâna mea de bowling. Hei, ce spui? Haide să mergem, să mergem. Unde să-mi fiu tău, strânge mâna ca sora mea. Ui, jalnic! Grunwald vă face de râs! Regret, Andy. Am o infecție la mână. Ascultă, Grunwald, nu putem continua așa. Ai ratat mai multe lovituri decât slujbe am schimbat eu. Păi, știi, am emoții, atâta tot. Data viitoare... Nu mai e nicio data viitoare. Aduc... Aduc artileria grea! Suntem la război, datoria mea să asigur victoria. Dar eu... Uite cum facem! Spunem că ți-ai sucit încheietura mâinii. Dar n-am nimic, eu... Și are să te înlocuiască Jack. De unde a mai apărut și ăsta? Vrei sau nu să câștigăm? Păi, da. Mulțumesc, Grunny. Avem un rănit aici, omul numărul 4. Poate că te doare. Repet, avem un rănit. Jack, în ei locul. Unde ai învățat să joci? Ai o tehnică grozavă. Jack a reușit! Adors, Jack! Lăsați pe mine! Te-ai lovit rău, Earl? Va trebui să te odihnești și săptămâna viitoare. Salutare, competiție! Ascultă, Mel, nu-ți conduc eu campania, dar crede-mă, chestia asta n-are să țină. Nu, n-are cum. În timp ce colegii mei dădeau sugestii lui Melvin, m-am gândit că ar fi cazul să-mi duc candidatul să cunoască problemele școlii. Vezi, ți-am spus. Ar trebui să fie mai mari. Notează. Înțeles, lui. Mai departe. 20 de minute? Asta e pauză? N-ai timp nici să respiri. Vezi? Nu spune. Puneți să te ridici, nu-i așa? Spun doar că pauza ar trebui să fie mai lungă. Bună idee! Ți-am spus eu că te pricepi. Hei, lui! Gudesc cu stător. Ne trebuie în dușuri individuale. N-ar strica puțină intimitate. Avem mândria noastră. Ce dacă avem doar 8 ani? Urăsc fasolea. Altă idee bună. Serios? Da, fără fasole. Fără fasole? Am găsit. Fără fasole. Fără fasole. În picioare. Acum, mai tare. Fără fasole. Fără fasole. Domnule președinte, mai beți asta? Îmi place mai. Alegerile sunt ca și câștigate. Ar trebui să încep să-mi scrii discursul de victorie. Da. Mă ocup imediat. Cum să facem școala mai bună în 12 etape? 12? Noi avem doar 4. Dacă nu reușesc, promit să vă fac tema la mate timp de o săptămână. Și astfel micuțul Toddler și-a început drumul dificil spre glorie. Mulțumesc foarte mult. Nicio grijă, e praf în ochi. Nu te coboră tu la asta. Tu te ocupi de lucruri serioase, ca fasolea sau fasolea. Dacă plătești bine, îți fac rost de voturi. Cruzat! Nu, mulțumim, nu ne interesează. Nu? Mai vedem noi. O să ajungeți să mă implorați să vă ajut. Preferata mea, tort de ciocolată. E pentru domnul Grunwald. Și-a sucit mâna la bowling. Atunci nu o să poată să mănânce tortul. Mai bine mi-l dai mie. Păcat de Earl, săracu. Îi place atât de mult să se joace. Dacă vrei să știi, săracu de Earl trăgea în jos toată echipa de câte ori juca. Andy. Așa că i-am explicat că are nevoie de o odihnă. L-ai dat afară, tată? Andy, el l-a făcut întotdeauna parte din echipă. Dar nu înțelegeți. E vorba de victorie și de bowling.
E așa importantă? Da, glumești, e cea mai importantă. Nimeni nu-și amintește de natanți. Am pierdut în fiecare an și n-am uitat. Dacă vrei să câștigi un joc, trebuie să joci ca să câștigi. Dar fii atent că s-ar putea să te trezești în final cu un trofeu și cu niciun prieten lângă tine. E valabil și cu socrii? Veniți, apropiați-vă, veniți să-l pupați pe viitorul președinte. Un om care vă cunoaște nemulțumirile, care urăște fasolea, este Michael Grunwald. Te votez dacă îmi săruți broasca. Oh, politica! Ați văzut filmul? Acum îl veți cunoaște. Unicul și inegalabilul Tadler. Bună, băieți! Salut! Nu fasolea e problema. Trebuie să facem schimbări serioase. Luați acadele pe gratis! Luați reviste cu benzi desenate. N-avem așa ceva. Hei, dau meditații la algebră. Unde sunt revistele? Lu! Treci pe la mine de seară. Te las să te uiți. Așa! Începeți filmarea. Vedeta intră în acțiune. Yo! Jack e un monstru. Fiecare lovitură urcă încă o treaptă pe scara victoriei. Curcan! Glu, 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 glu. Deci însă nu te pot moli. Jensen, data viitoare să arunci mai cu forță. N-ai vlagă în tine. Așa! Încă un punct pentru nemaipomenitul Jack. E inepuizabil. Se pare că iar am reușit, băieți. Fiți atenți, poate mai învățați și voi ceva. Ascultă, amice, să știi că eu anul trecut am făcut tot ceea... Lasă-o moartă! Cui pasă de anul trecut? Acum aveți pe mine. Hai, Anderson, să mergem. Mă duci până acasă? Băi, sigur, mi-e în drum. Îți vine să crezi? Și apoi ratarea lui Jensen. Să fim serioși. Toată seara i-am spus că o să o dea în bară. Bine, îi zic doar că ne trebuie nițică disciplină. Și poate își mai succes cu unii încheieturile, pricep. Mie îmi vine să sucesc altceva. Toți candidații au la dispoziție 30 de secunde. Dați-vă mâna și începeți dezbaterea. Domnule Grunwald, ești primul. Vă spun un singur lucru. Prietenii mei nu mănâncă fasole. Problema nu sunt legumele, ci pauzele. Vrem pauze lungi de ore, zile, luni. Dragi elevi, oponenți și Melvin, ne-ar plăcea mâncare mai bună și pauze mult mai lungi. Dar să fim serioși, ne trebuie bănci care să nu scârție, cărți fără pagini rupte, dicționare complete și... Ei, du-te și joacă șah! Hai, pleacă! Pleacă! Preferatul profilor! Tocilatul meu, cupătăr de broaște ce ești! Domnilor, începeți! Bună lovitură, tată. Nu e mai făcut să ratez. Ar fi trebuit să-i dau efect. Mama zice că are nevoie de bulion pentru cină. Nu, e popica 4. Poate să ia fasolea. Nu-i bună de nimic. Mi-am cam ieșit din mână. Dacă nu găsesc ceva repede, o să pierdem. N-ai să fii singurul. Aranjează popica numărul 3. Tată, nu mă ascunzi. Am ieșit prost în statistici. Tadler o să fie președinte. Normal. Ai sprijinit pe cine nu trebuie. Suntem prost de tot. Atunci, strecoară-te. Hai. Arăt eu arătat? Cam dificilă întrebare. Sigur că nu. Anderson-i câștigă mereu. Chiar dacă pierdem tot timpul. Suntem născuți să câștigăm. Facem tot ce putem pentru victorie. Mergem până la capăt. Orice sacrificiu. Haide, lui, mi-e foame. Ia sparanghelul. Ascultă, Gun, gata cu prosteala. Trebuie să câștigăm. Avem un dezavantaj de 20 de puncte. Serios? Bine,
Glen, Glen, facem afacerea. Mulțumesc, lui, ai votul meu. Deci să venim mintea la cal, dar te costă. Ce vrei? Răspândesc zvonul despre Tadler și îmi dai desertul pe o lună. O lună? Bine, două luni și mănânci fasola. Bine, bine. Acum spune. Ce ziceți? Tadler a ieșit în pauză. Dar îi plac pauzele. Știu și eu, dar... Bate-n palma. Ce-ai, Tadler? Ce? Ce frică de minge? Varză murată pentru o lună? Bine, fie. Ei, Goni, te susținem! Dați-mi un șut până la Washington. Atenție, vă rog! Premiul pentru cea mai bună prezență la ore revine lui Tatlă! Să mă distrugă! Ai văzut ultimul model de vazelină pentru mașină? Spune, ai văzut? Ia uite! E grozav! Mi-ar prinde bine la încheietura mea sucită. Nici măcar capitanul nu poate rezista presiunii! Încă o ratare și s-a zis cu ei! Anderson, parcă ți-ai scrântit mâna! Mâna mea n-are nimic! Uită-te la mine și învață, Anderson! Pa! Și din nou victorie! Dar nu datorită lui Anderson! Să câștige cel mai bun! Plicul, vă rog! Și câștigătorul este Melvin Fishbait! Felicitor, Melvin! Ai făcut o treabă foarte bună! Privindu-l pe Melvin, mi-am dat seama că merită să fie președinte. În timp ce noi ne împroșcam cu noroi, Melvin își păstrase demnitatea și principiile. Toți îl votaseră pe Melvin, chiar și eu. Mulțumesc, mulțumesc. Vă promit că n-am să vă dezamăgesc. Îmi pare rău pentru chestia cu participarea la ore. Știam că Tadler a avut poja. Nu-i nimic, lui. Și în legătură cu biletul, nu credeam că o să ia atâtea șuturi. Nu-ți face griji. A trebuit să merg la doctor și am scăpat așa de toate orele. Și Tadler? Ne pare rău că am spus că încă îți mai sugi de îngentor. Mulțumesc, lui. Știm că nu mai faci asta de mult. Ei, sunt aproape două luni. Ei, așteptați-mă. Capetele pătrate au nevoie de o lovitură de 10 puncte. Ține ochii pe minge. Ei, cum te simți? Mai bine ca niciodată. Încă o lovitură și am câștigat. Au sosit ziariștii? Mi se pare că ai febră. Ia, stai în jos. Tu ai nebunit? Suntem la 10 puncte de campionat. Eu sunt capitanul echipei. Stai jos, grunul de amingea. Iartă-mă, Earl, ar fi trebuit să fac asta mai demult. Mulțumesc, Andy. Ești un prieten grozav, un vecin grozav, un camarad grozav. Aruncă mingea. Încă o ratare pentru capete pătrate. Bravo, Anderson. Ne-a luat ceva timp să ne obișnuim cu noua conducere. Lui Melvin îi plăcea fasolea, dar dicționarul mi-a fost de mare folos când am scris eseul despre etimologia gogoșii. Grozav, încă puțin și te bag în echipă. Cum spuneai că se numește asta? Noroc începătorului.